Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă ești născută pe 9 septembrie, poți fi numită războinic cu inima poetului. Inteligența și practicitatea semnului zodiacal, combinate cu intuiția și imaginația numărului din ziua nașterii, îți oferă o mentalitate științifică și temperament artistic. La fel ca fructul unei pere de toamnă, ai pielea dură, dar în interior ești male și mai dulce. Curajul și energia îți permit să te confrunți cu orice probleme și să depășești obstacolele întâmpinate pe drum. Natura sensibilă, înțelegătoare te face grijulie, generoasă și gata să ajuți oamenii și animalele aflate în suferință. Te confrunți în mod repetat cu diverse tipuri de situații care cer mari solicitări, ceea ce este mai probabil o consecință a propriei naturi dificile decât un capriciu al sorții. Dacă ai învăța mai des să alegi calea mai puțin dificilă și să nu mergi pe calea cea mai dificilă, ai avea o viață mult mai calmă, dar poate mai puțin plină de evenimente. Fără îndoială, ai pofte de sarcini complexe. Începând rapid să te plictisești, Consideri că este insuportabil să stai într-un loc și an de an să faci aceleași lucruri destul de previzibile care aduc, sau nu aduc, venituri. Ești predispusă să punești conștient sau inconștient în căutarea de noi experiențe și le găsești acolo unde alții nu vor vedea nimic interesant. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este direct legată de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități responsabilitate, îngrijire pentru sănătate, educație, ajutor, curățenie, muncă asiduă. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă îți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot inspita la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, de vira ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată -o cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțimul în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru respingerea incertitudinii, precum și de lipsa reveriei. Curatorul tău astral îți conferă calități speciale. Așadar, ești aproape invulnerabil în exterior de fapt foarte blândă, moale. Caracterul tău nu este ușor, dar bunul simț nu-ți permite să devii tiran domestic. Ești autocritică, ai cerințe mari, îți evaluezi în mod obiectiv acțiunile și realizările. Acest lucru face ca cercul tău social să nu fie prea larg, dar extrem de confortabil și de încredere. Ție ți lipsește constant ceva, indiferent de reușită și cât de norocoasă ești, încă din copilărie ești predispusă la un aventurism sănătos, care te ajută să-ți înfrumusețezi în mod semnificativ viața de zi cu zi, ai o astfel de orientare romantică care te face foarte atractivă pentru unii membri de sex opus, care întâmplător, destul de des au tendința să te înconjoare cu o îngrijire paternă, dar, deși poți avea într-adevăr nevoie de o formă de iubire parentală sau similară, tu rămâi mereu o natură independentă. Dacă ai decis să faci ceva în capul tău, va fi foarte dificil să fii descurajată de la acest lucru. Totuși, fiind o persoană introspectivă, apropiată de propriile tale procese interne, observi de obicei că ai făcut o greșeală sau ai ales calea greșită, chiar dacă ți ia ceva timp. Și totuși, unul dintre punctele tale slabe este acela că ai tendința să exagerezi problemele personale și poți căuta cu ușurință ajutor într-un alt loc, poți fi o persoană foarte retrasă, dar ceea ce faci sau interesul tău principal, te fac să intri în contact cu societatea. Tu poți fi foarte cunoscut în a înțelege și chiar a defini ceea ce se numește gust public și cum poate fi satisfăcut, pentru tine. Viața poate fi o luptă constantă cu temerile și pericolele. Destul de ciudat, astfel de temeri te pot face surprinzător de prosperă. Acesta este un alt motiv pentru care dificultățile produc un efect stimulant atât de puternic asupra ta. De multe ori trebuie să te pui în pericol pentru a experimenta satisfacția de a-ți depăși propriile de temeri. Ar trebui să controlezi partea întunecată a personalității tale, care, totuși, te poate împinge către un comportament autodistructiv. Te distingi față de alții nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești capabilă, grijul e, organizată. Te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indusă în eroare. Cum afectează data de 9 septembrie soarta ta? Ești capabilă să-ți atingi obiectivele, în ciuda obstacolelor care le-ai în față. Ești o persoană puternică, pregătită pentru fapte semnificative. Precizia, atenția, punctualitatea sunt acele calități care ar putea să te descrie. Dacă te ocupi de afaceri, Studiez totul până în cele mai mici detalii, testând fiecare pietricică, fiecare bob. Aceste lucru ți oferă posibilitatea de a îndeplini orice misiune sau sarcină. În orice caz, încerci să te îmbunătățești, ceea ce te ajută să atingi culmile de excelență în profesia ta preferată. O dorință sporită de a anticipa riscurile viitoare complica atingerea obiectivelor tale. Acest lucru se datorează faptului că recurgi adesea la exagerare, hiperbolizare. De pe că ușoare, realizările se mută spre cele mai dificile. Tu ești o statică a propriilor tulburări, ceea ce a venit ca o muncă ușoară nu-ți poate aduce satisfacție. Valorile adevărate se ascund în exces și în muncă grea. Doar investind propriile forțe poți obține un rezultat eficient și de nivel maxim. Vei putea să ajungi la vârf datorită muncii, însă schimbări neobișnuite, drastice în viață, te vor salva de la epuizarea morală și fizică. Pot fi aventuri, călătorii și tot felul de situații non-standard, spontane. În aceste momente, cei mai buni însoțitori vor fi persoane care sunt predispuse la aventură. Când ți se deschide calea și obții prima victorie, începi să te ridici neobosit, pas cu pas. Până în vârf, de fiecare dată îți complici sarcina, crescându-ți problemele, alegând profesii mai complexe. Cunoștințele valoroase obținute din cărți și practică reprezintă un atu valoros. Dezvoltarea de sine, îmbunătățirea de sine este o parte integrantă a vieții tale. Te simți mai bine într-un mediu izolat, unde tu însă ție decizii importante cu vocea și gândurile tale interioare. Activitatea în care ești în permanență în contact cu oameni îți poate crea o stare emoțională inconfortabilă. Dragoste și compatibilitate În dragoste, tânjești după unitatea completă cu persoana iubită, dar ești rigidă și înclinată să-ți aperi independența. Poți fi romantică și pasionată și poți fi secretoasă și predispusă la schimbări broște de dispoziție. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec, peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși. Drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu combini practic inteligența ridicată cu imaginație și intuiție într-un mod uimitor, abilitățile artistice și mentalitatea științifică coexistă într-o singură persoană. Personalitate conflictuală, ești interesantă, atragi oamenii către tine însă îți. Aceste lucruri îți permite să fii în centrul atenției, îți oferă un fel de asigurare împotriva singurătății. Ești tolerantă, grijulie, sociabilă și curajoasă. De asemenea, ești predispusă la acțiuni impulsive tu ești concentrată inițial pe rezolvarea problemelor complexe. Pedapsa pentru tine este munca de rutină, dar proiectele extraordinare care par nerealizabile sunt ceea ce ai nevoie, și nu atât pentru dragul rezultatului, cât pentru plăcerea activității mentale intense în proces. Ești un inovator. Gândirea ta este progresivă, nu tolerezi cadre și standarde rigide. Pentru tine, Principalul lucru într-o activitate profesională este dezvoltarea. Sănătate și boli. Ești predispusă la bolile tractului digestiv. Natura ta sensibilă are o marjă scăzută de siguranță și rezistență și orice situații stresante îți poate de determina o creștere a acidității stomacului. Pentru tine, dependențele dietetice pot fi exprimate atât într-un refuz complet al alimentelor, sub stres, cât și în glutonie elementară, în stare de depresie. Prin urmare, nu trebuie doar să respecti un echilibru nutrițional rezonabil, ci și să dezvolți noi senzații gustative în sine. În plus, trebuie să te implici în mod regulat în formă ușoare de sport, dar nu de natură adversă. Pentru un somn bun, mai multă atenție trebuie să fie concentrată pe asigurarea că patul este confortabil și frumos. Destinul și norocul, universul a hotărât să fie decisivă, cu energie puternică pentru viață. Ești un bun observator, punctuală, pedantă, te poți afirma în medicină și știință. Vei avea succes, în sectorul financiar ești însoțită de succes, în familie vei avea înțelegere reciprocă și armonie. Sfaturi pentru tine, pare a fi o persoană autosuficientă. De fapt, viața ta se transformă adesea într-o luptă împotriva pericolelor, temerilor și complexelor. Simplificarea sarcinilor te va ajuta la realizarea armoniei interioare, fiecare persoană are propria sa cale spre ea, alimentarea încrederii în sine nu este o sarcină ușoară, permiteți să speculezi, găsește abilități adevărate în tine și dezvoltă-le activ, anxietatea și frica te vor mânca dacă nu te vei împotrivi, învață să te aperi, vrăjmașii tăi sunt frica, îndoiala de sine și disperarea. Lucrează asupra în liniștilor tale interioare și nu le lăsa să te supună. Rămâi veselă și renunță la disperare. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei. Poate că tu însă -ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite: un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri, nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre, certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante, tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții sunt mai cunoscute decât inventatorul, tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare, din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai de în ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.